Bună ziua și bun găsit la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine este domnul Răzvan Ioniță, unul dintre fondatorii Asociației Econatura Comunității Băicoi, cel pe care l-am invitat în calitate de candidat independent la Consiliul Local Băicoi. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Este o emisiune de promovare, fără costuri, trebuie să spunem, ca să înțeleagă lumea exact despre ce este vorba. V-am invitat pentru că, mă rog, sunteți un obișnuit al casei, dacă pot să-i spunem așa. Ați fost prezent și la dezbaterea organizată de Observatorul Prahovean în primăvară, referitor la poluarea din Prahova, și aveți o activitate destul de bogată în domeniul acesta al protecției mediului și putem să spunem că sunteți un colaborator al ziarului pe aceste probleme, în primul rând ca activist de mediu. Vreau să vă întreb de ce un, să spunem, corporatist cu activități de protecție a mediului, da? Un susținător al protecției mediului, a intrat în campanie, mă rog, o să intre în campanie electorală pentru un mandat de consilier local independent. De ce ați făcut acest pas? Și doi, de ce ați ales să fiți independent când putea să mergeți la un partid mai mare, să fiți un nume pe listă, dar să aveți garantat oarecum locul în Consiliul Local? Mulțumesc de invitație, în primul rând. Da, noi ne-am mai auzit așa din când în când, apropo de promovare fără costuri și dacă era cu costuri. Eu sunt independent, așa că nu avem de unde să vă plăteam cu altă ocazie din banii mei, că tot discutam mai devreme. Motivul pentru care m-a hotărât să candidez la Consiliul Local, atenție, dar nu la poziția de primar, care nu mă interesează sub nicio formă, au venit din două direcții. Una în Băicoi, ca și în Ploiești, de altfel, atenție, cine nu mai m-a cunoscut sau nu mă cunoaște, eu sunt ploieștean. De fapt, toți membrii fondatori ai Econatura sunt ploieșteni. Noi ne-am mutat în Băicoi să scăpăm de poluarea din Ploiești și acolo am dat de alte probleme. Am vrut să vedem ce se întâmplă, să luptăm împotriva lor și așa am ajuns la să facem ONG-ul. În momentul de față eu sunt suspendat conform legii, pentru că așa cer legea, din funcția de secretar general al organizației și am decis să fiu, să candidez la Consiliul Local, pentru că foarte, de fapt, tot ce s-a întâmplat în Băicoi, de-a lungul ultimelor 30 de ani, deci nu vorbim, da, deci problemele acolo au început de mult și s-au tot adunat, toate au fost făcute cu cel puțin aprobarea tacită sau netacită a autorităților locale. Deci toți au știut ce se întâmplă și din motive care în momentul de față nu mă interesează ce motive au avut ale și atunci, repede, acum 5, 10, 15, 20 de ani și așa mai departe, a fost o tăcere totală. Și ăsta e unul dintre motive, pentru că în momentul în care aș fi consilier local, aș avea acces la tot ce se întâmplă în primărie, la acte. Apropo, sunt oricum publice toate. Da. Deci nu credem că e vreo secret în vreo primărie. Nimic nu e secret acolo. Sau n-ar trebui să fie, să știți, domnule, pentru că și noi, în calitate de ziariști, ne putem lovi de foarte multe răspunsuri. Exact, 30 de zile și după 30 de zile să primim un răspuns la mișto, da? Sau da, să invoce tot felul de aberații legislative astfel încât să nu-ți răspundă la întrebare. Din cauza asta noi întrebăm cu... sunt făcute de un avocat. Subiect și predicat astfel încât să nu poată să întoarce, să întoarcă, mă rog, ca la exact, exact, ăsta e motivul și am zis, bun, dacă în cel mai rău caz, hai să punem rău, în cel mai rău caz nu reușesc să promovez proiectele de care o să discutăm în câteva minute, și atunci ce fac? Păi, măcar am acces la documente, o să știu ce se întâmplă înainte să se întâmple. Asta spun și oamenilor care mă întreabă. Și doi, din interior pot să încep să promovez proiectele pe care le promovam și cu ONG-ul. Nu vor fi altele. Mă rog, vor fi câteva în plus, pentru că un consilier poate să vină cu un număr nelimitat de proiecte. Absolut. Să le propună. Eu am de gând să le fac într-un mod profesionist, adică, cum a spus, cu subiect, cu predicat, cu motivări, de ce, unde, da, și mai departe. Noi am reușit să oprim multe firme să vină în Băicoi care aduceau un plus de poluare foarte serios. Tocmai că am știut de la... am aflat de multe ori din greșeală aproape. Da. Da. Și
și am reușit să ne organizăm cu locuitorii și să ne spunem punct de vedere. Foarte interesant că legea spune că, nu citesc din lege că nu s-a avocat și nu știu exact, dar legea obligă pe oricine care vrea să aibă astfel de orice activitate posibil cu impact asupra comunității, să ceară părerea comunității în scris. Din păcate, la noi nu, acest lucru nu prea se întâmplă. Se întâmplă. Se întâmplă de fiecare dată, dar să vă spun cum se întâmplă. Pe șustache, așa, nici nu? Nici măcar. Nici măcar? E foarte public. Da. Deci, numai că aici este cel mai mare tips and tricks, știți? Da. În limbajul IT-știului e tips and tricks. Dar legea spune, ei pun acest anunț, de obicei, întotdeauna, sau 99% din cazuri, acest anunț este una foaie A4, da, pusă pe vizierul primăriei. Două, trei zile mai târziu, mai vine cineva și mai pune alt anunț de angajare sudor. Da, zic da. Și o abereze acum, da? Da. Și pune unde credeți, lângă celălalt sau puțin peste da, el. Da, da, cât să, și cât să treacă neobservat. Și nu o să mai vadă nimeni. Da. Din punct de vedere legal, ei și-au îndeplinit condiția, da? Țineți minte că am avut discuția asta odată cu cum se întâmplă. Da, ei trebuie să le pună și într-un ziar local. Dar nu trebuie neapărat în al noastră sau al cui. Oricare. Cine vrea să afle trebuie să facă căutare prin toate baza, prin toată baza noastră de date și a tuturor celorlalte... Da. Cam imposibil între noi fie vorba, da? Mai ales dacă mai e și altceva de făcut. Exact. Da? Pe lângă asta se ține această ședință pe bune, vin oamenii reprezentați, de obicei, din experiența noastră, întotdeauna între marți și joi, între 12 și 14. Când populația activă, are toată lumea un job, duce copilul la școală, are nu alte... Nu se prezintă nimeni, da. Se încheie procesul verbal că, atenție, nimeni nu a avut nimeni de obiectat. De obiectat. Și trece mai departe. Așa APM-ul dă avizul. APM-ul nu mai are ce face. Exact, da, așa este. Da. Și așa trec. Da. E, păi, bine, în momentul în care măcar un consilier, nu zic mai mult, ar face ceva, în principiu ar putea să publice online, că internetul nu-i de ieri, azi. Internetul a apărut când eram eu student, liceu, 92, da? Și lumea ar putea să afle, da? Dar nu se află. Noi am trimis inclusiv scrisori la mai multe autorități și am spus, domnule, când se întâmplă astfel de chestii pe teritoriul orașului Băicoi și împrejurim, puteți să ne spuneți și noi, să ne notificați și a venit foarte frumos răspunsul, nu. Da, nu există această obligație și nici noi nu suntem niște voluntari, nu? Cam așa. Da. E, și ăsta e motivul, cele două motive serioase. Da. La care se adaugă, evident, proiectele pe care deja le-am propus, o să le și promovez de aici încolo, proiecte care, spre bucuria mea, se mai află și pe lista altor candidați, ceea ce mi se pare absolut normal. Da. De ce independent și nu de la, din partea unui partid politic? Da, vă rămăsesem dator cu răspunsul ăsta. Politică, m-am declarat totdeauna politic împreună cu ONG-ul. Dacă intram sub orice formă, în orice partid, tot ce am muncit până acum se dărâma. Nu mai aveam, nu cred că mai aveam eu crezare în fața oamenilor. Și ăsta e primul motiv, ar fi însemnat să încalc multe principii pe care la care am lucrat și am muncit în ultimii 5 ani. Și al doilea, n-am găsit niciun partid care să spune să se plieze pe principiile mele. Nu sunt încă atât, nu sunt flexibil, cred că am și îmbătrânit puțin și nu mai permis să fiu flexibil după principiile partidelor. Bun, aș vrea o scurtă prezentare a dumneavoastră pentru cei care nu vă cunosc. Căsătorit? Copii? Da. Că făceam glume mai devreme, da. Da, căsătorit, 3 copii, câine, casă și 2 mașini în leasing. Am înțeles, deci cheltuieli sunt ale mele. Cheltuieli. Da. Bun, noastră lucrați într-o corporație? Într-o corporație mare americană, sunt corporatrist, da. Să facem o glumă de aproape 20 de ani. Practic am fost crescut de corporații. Mă mândresc puțin cu asta, de ce nu? Adică în corporații, dacă am învățat un lucru, am învățat multe lucruri, organizare, decență, cum să ne facem treaba și cel mai important care cred că, eu cred că există vreo administrație în România care poate să spună asta, eficiență. Aici avem o problemă. La capitolul eficiență, dacă eu definesc eficiența din punctul meu de vedere ca și inginer de software și corporatist într-o companie de tehnologie,
credeți că n-are nicio treabă cu definiția care apare în orice administrație. Eu sper să aduc puțin suflu și să explic. O mare chestie și o mare greșeală care se face în continuare la nivel absolut național este că în momentul în care spunem digitalizare, eficiență, lumea explodează, zice, a, ne dă afară. Da, 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 da. În locul meu o să fie un robot, o să fie un site și... Bun, da, nu, da, nu. Da. Va fi un robot, iar și multe dovezi. Prima, ați spus la corporații România că angajați din ce în ce mai mulți oameni? Da. Păi dacă aveau roboți, voi angaja oameni? Da. Nu, oamenii nu vor fi înlocuiți. Adică nu se exclude, nu se exclude digitalizarea cu forța de muncă. De fapt, digitalizarea nu se aducă decât un mega beneficiu și anume, nu mai pierde timpul cu învârtitul hârtilor. Da? Și aici vin la unul dintre punctele mele din proiecte la care nu renunț nici în ruptul capului și va fi din prima zi atât cât pot. Măcar procesele interne ale oricărei organizații administrative pot fi electronice. Avem lege. CCR a dat acum câțiva ani buni că putem fi dați afară de la o firmă pe e-mail. Da. Dacă acel e-mail și felul în care comunicăm intern în orice organizație este e-mailul de cele mai multe ori, cel puțin de genul, nu știu, cred, 50%, nu cred că au dat un procent, dar este modul uzual de comunicare, dar poți fi dat afară prin e-mail. Bun, nu mai e nimeni să spună. Știți, și atunci nu putem aplica același principiu, nu dă dat afară. De comunicare electronică, domnule, minim. În țara dosarului cu șină. Ați văzut postarea mea mai devreme? N-ați apucat. Nu, n-am apucat. Ieri am depus și la primărie, și la judecătoria Câmpina dosarul. Nu au fost unul, nu au fost două, au fost patru dosare cu șină. Când v-ați depus, depus candidatura la Consiliul Local? Nu, n-au fost două. Patru, nu? Au fost patru cu șină. Neapărat, neapărat, nu? Este incredibil. Îmi povesteam, pe care eu trebuie să le prim, să ne înțeleg. Da, da, da. Îmi povestea un invitat anterior, candidatul Prahova în acțiune la Brazi, că în calitate de șef de organizație a trebuit să gestioneze tot ce înseamnă candidaturi și îmi spunea că din, nu știu, 19 câți erau pe listă, înmulțit cu 4 dosare, înmulțit cu un teanc de hârtii. Da. Zicea, domnul Nica, am tocat un teanc de 1000 de coli, un pachet de coli A4. Mă rog, am tucat eu numai în cazul ăsta mai multe, da? Și zice, în țara în care totul se putea face foarte simplu, electronic, prin asumarea răspunderii pentru ceea ce se întâmplă... Există semnătură electronică, exact, există securizarea documentelor. Exact. Noi trebuie să avem... din păcate, imaginea aceea a funcționarului dincolo de ghișeu cu o deschizătură mică și cetățeanul convoiat băgând ușor, așa timid, capul prin ghișeu să-i mai aducă nu știu ce ștampilă rotundă funcționarului care este rege, e tipic, din păcate, pentru România. Da, partea, să spunem, plăcută din procesul acesta de... că am aplicat și am depus dosarele, a fost că inclusiv cei de la biroul electoral din primăria Vâlcea, pentru că stăm pe fiecare locație, probabil, erau la fel de oripilați de cele patru dosare ca și mine. Da. Când ne-a spus, domne, ce vă credem? Zice, da, știm. Da, dar din păcate așa e legea. Așa de parcă legea asta nu e făcută de oameni, nu poate fi schimbată de oameni. Evident că e legea. Zici că sunt legile lui Moise. Eu cred că în orice primărie, în orice organizație administrativă, un astfel de flow de documente de circuit poate fi electronic cel puțin intern. Și acum ajungem la următorul meu subiect, că tot spuneați de Tancola. Eu cred că n-am printat documente, cum am printat zilele astea, acestea, ca să pun dosarul în ultimul an. Deci eu nu printez. Da. Prin definiție, deci eu nu printez. Da. N-am de ce. Da. Da. În relația cu statul român, primărie și orice altă instituție de stat, încă n-am renunțat la nebunia asta. Pentru că tot spuneați dumneavoastră de digitalizare, transparență, cam care ar fi, să spunem așa, obiectivele pe care dumneavoastră vi le propuneți în calitate de consilier local dacă veți obține numărul suficient de voturi pentru a câștiga acest mandat? Păi, în primul rând, cred că ședințele
Consiliului Local toate, atenție, nu doar cele finale, ci și cele pe comisie, ar trebui transmise live. Da. Nu toată lumea ajunge, ele sunt publice, nu toată lumea ajunge și în această perioadă cu virusul care nu ne dă pace încă, e și mai benefic. Doi, cred că ar trebui toate ședințele, agenda acestor ședințe trebuie publicate din timp, dacă cineva are ceva de spus să spună. Mai mult, tot credem, sau nu știu, am așa eu impresia că dacă am face publice aceste lucruri, lumea ar vocifera sau avea ceva împotrivă. Bun, dar nu ne gândim niciodată pozitiv, doar poate sunt oameni care au și idei mai bune. Da. Sunt cetățeni, trăiesc în orașul ăla, de ce n-ar avea și ei idei bune? Și dacă le spun acolo și eu ca și consilier, uite, e bună, uite, hai să facem și așa și pe dincolo. Da. Eu nu înțeleg. Repet, eu vin din altă cultură, poate, abar n-am, dar mi-am dat seama că nu sunt singur, pentru că sunt mulți din jurul meu care gândesc la fel și am zis, nu sunt eu ciudat. Să știți că din acest motiv, de, cred că, 3 ani de zile, Observatorul Prahovean transmite live toate ședințele de Consiliu Local, respectiv Consiliul Județean, tocmai pentru că există acest refuz și blocaj al autorităților în a fi transparent. Că tot vă întreabam mai devreme ce e cameră folosită. Ca să știu, sunt... Deci va fi primul lucru. Dacă primăria nu vrea să cumpere, o cumpăr eu pe banii mei, nicio problemă, dar va fi acolo și va fi live. Nu înțeleg de ce nu. Da, veți continua în zona asta de ecologie, de protecția mediului, lupta cu ghilimele pe care le aveți cu poluatorii din zonă și din punct de vedere administrativ de data aceasta, adică prin a iniția unele proiecte astfel încât, iată, acea rampă de deșeuri să nu mai producă atâta disconfort, cum le place să le să numească, mă rog, garda de mediu, știți că asta garda e de mediu, nu e disconfort. Înțeles, dar cu garda de mediu am avut această discuție și cu APM-ul de fiecare dată și îi corectez atunci când o spun. Zic, nu, stați puțin, nu e disconfort olfactiv, este gazare. Sunt lucruri diferite. Nu că nu puteți să spunem asta. Păi nimic, vă spun eu cum trăiesc acolo, trebuie să spuneți noastră. Va fi subiectul primar pentru mine. De fapt, prima rețea de monitorizare a aerului în Băicoi e făcută de mine ca proiect în cadrul asociației. Se numește aercurat.ph.ro. Site-ul trebuie puțin îmbunătățit, promis să mă ocup și de asta când scap puțin de nebunia asta de acum. Avem 2 senzori de hidrogen sulfurat, unul la mine acasă și unul este chiar aproape de groapă la prima casă care este în zonă. Puteți să urmăriți live, sunt aceiași senzori monitor folosiți și de Prahova în acțiune și de aer curat și de mulți alții. Mai am colaborări și cu alții producători de astfel de cu strop de aer din Cluj. Sunt senzori destul de buni și culmea, în aceeași perioadă când am dat drum la primul senzor, în aceeași curte era și laboratorul APM-ului și rezultatele sunt destul de asemănătoare. Asta înseamnă că senzorii sunt bine calibrați și buni, da? Și pot constitui, dacă vreți, inclusiv probe pentru instituțiile de mediu să acționeze. Dacă vor. Până acum le-au ignorat. Noi am pus asta în primul rând pentru noi. Și întotdeauna, motivul pentru care le-am pus, dacă uitați pe hartă, că am făcut o mică hartă acolo, sunt ca o triunghiulare, exact în zona unde e impactul cel mai mare al poluării de la depozitul de deșeuri nepericuloase. Unde o altă firmă aduce deșeuri periculoase pe care le prelucrează? Da. Și mai e o groapă. Lângă, exact la 7 metri distanță, este fosta groapă de gunoi menajer a orașului Băicoi, deschisă acum mult timp, 20 de ani și închisă câțiva ani mai târziu. Din nefericire, și aici un punct care vreau să-l ating, acea groapă a aparținut în cel mai mare procentaj firmei respective italiene, care am înțeles că procuratura antimafie din Italia i-au luat pe sus. Da. După care un mare procent, nu mai știu, 10-15%, trebuie să verific, e o bănuială, oricum un procent destul de serios, Consiliul Județean Prahova și foarte puțin
până în 5% sau 5% primăria Băicoi. E, cum a fost făcut actul constitutiv și cum s-a închis, nu fizic, atenție, cum s-a închis juridic această afacere, este că primăria Băicoi a cam oare în grădină. Deci în momentul de față... Trebuie să gestioneze această problemă, nu? Este a primăriei Băicoi, cu toate că primăria Băicoi n-a făcut un leu din ea. Da. Mai mult, nu este ecologizată. Deci groapa aia este o mică bombă. Da. De exemplu, dacă ia foc, eu cred că arde săptămâni acolo. Înțeles. Și ea e la fel de aproape de casele noastre. Consiliul Județean Prahova n-a făcut nimic. S-a spălat pe mâini. Ăsta e unul, e primul proiect care trebuie ecologizat. Ea este închisă. Deci da. Nu se aduce de da. 10 Dar ani. Trebuie pusă în siguranță, practic, da, pentru, din punct de vedere al protecției mediului. Pe lângă groapă, de fapt, se vede, curge un levicat din această groapă. Este care este o, toxic. Care, atenție, se duce în dâmbul, în dâmbul, în da. Dâmbul și care îngeplește. Exact, exact. Mega toxic, nu e toxic. Da, da. Așa. Primul lucru, împreună cu echipa din primărie care va fi, după alegeri, cred că vom bate la ușa Consiliului Județean, oricare ar fi el, da. Nu știu, săptămânal, până se vor sătura. Pentru a dispune da, așa să... Și ar face ceva, pentru că au fost parte din această afacere, s-au spălat pe mâini. Când miroase urât, exact. Vrei să stai departe. Da, deci ăsta e primul proiect care este absolut necesar. Știu că și în primărie există dorință pentru chestia asta, probabil nu au avut cine să se ocupe de aproape, o să încerc să mă ocup mai mult. Oprirea poluării de la actuala este depozit de deșeuri nepericoloase, tot încerc să-i spun corect, așa. De exemplu, surpriza noastră a fost că pe perioada de urgență din această pandemie au primit, pentru că am văzut că au dus mașini, ne-au spus oamenii și am văzut și noi, am văzut și am filmat da. Efectiv acolo, cum au dus deșeuri lichide, total interzis da. În moment. Și ne-a spus Garda de Mediu, avem și răspunsul, că au avut derogare pe perioada aceea de 30 de zile, da? Deci derogarea da. Lor pe sănătatea noastră. Da. Fără să ne spună de ce, cum, în ce, ce s-a adus, au avut derogare, e ok. Da, am răspuns... Poate nu sunt eu normal, dar să spună și mie cineva, oricine din orice administrație, dacă... cum vine chestia da. Asta. Adică 30 de zile, faptul că e stare de urgență, aducem orice nenorocire da. Și ok. Și ok, da. Și statul aprobă și nebunia aprobă, asta. Da, totul s-a aprobat, da? Da. La care se adaugă, mai sunt câteva. Băicoi, în momentul de față, să pare rău dacă o parte din locuitorii orașului s-ar putea să se supere pe mine, nu e un oraș foarte curat. Noi am făcut de mai multe ori curat acolo împreună cu Lezduit România, am plantat și copăcei, am plantat cu Masterchef cu 4 ani, 1600 de copaci, împreună cu încă 3 ONG-uri. Deja mai sunt acolo sau sunt... Sunt acolo spre bucuria mea, mă duc sau... și o să mă duc în weekendul ăsta da, să le fac da, poze. Da. Sunt acolo, chiar a crescut, va apărea o mică pădurice, sperăm să mai facem din astea, trebuie găsite locurile. Și trebuie într-adevăr o curățenie serioasă în Băicoi, ca multe alte zone și forțată puțin legea. Deci legea spune clar că n-ai voie să arunci și așa mai departe, da. Există amenzi, dar nu se aplică. Nu se aplică. Nu aplică nimeni. Cred că e timpul, dacă vrem să păstrăm curățenia care o facem, trebuie să și aplicăm legea. Și aici poliția locală ar trebui să-și facă treaba. Da, nu mai comentez. Da. Cum au reacționat prietenii, familia în momentul în care i-ați anunțat de decizia dumneavoastră că vreți să candidați ca independent? Decizia a fost luată prin consultare cu colegii și prietenii mei din asociație, pentru că eu în povestea asta trebuie să continui cu suport. Da? Deci, practic, repet, proiectele pe care ONG-ul le are pe masă și încearcă să le facă, eu le continui. Deci, nu mă duc așa de capul meu. Familia a fost, spre surprinderea mea, destul de pozitiv, pozitivă. Așa, răspunsul a fost pozitiv? Da, da, da. Nu, n-am, chiar
Soția mea mi-a zis, păi era și timpul cât vrei să stai așa, adică... Pe margine, da. Fără să te implici... Independent, am spus mai devreme de ce independent, nu renunț la ideea de independent, au încercat să mă troleze diversi cunoscuți din zona, că nu se poate, a, independent nu faci... N-ai nicio șansă, oricum, da. Oricum, păi da. Zic, nu știu, vedem, haide să ajungem acolo, eu le iau pe rând. Da. Dar acum am depus dosarul, vine campanie electorală, ne-am făcut o strategie, am niște proiecte foarte clare... Nu promit nimic, că nu-s politician, am spus și mai devreme, nu-s politician. Pentru mine asta nu este un job, nu e o funcție politică, e una administrativă. Punct. Ce veți face cu indemnizația? În principiu o să o donez ONG-ului. Am înțeles. Ce altceva ați putea să facă ea? Nu știu cât e, cum am spus și celor locuitorilor din oraș care m-au întrebat, o să aflăm cu toții cât e. O veți face publică? Absolut. Mi se pare normal să fie publică. Și tot ce înseamnă activitatea dumneavoastră în Consiliul Local, bănuiesc că va fi reflectată în mediul online, nu știu, chiar și pe pagina noastră de Facebook. O să fac o pagină și de Facebook și dacă e nevoie un blog, ceva, nu e o problemă. Da, sunt soluții din 3 clicuri. Corect. Și $10 pe lună, cred că abonamentul la Blogspot sau nici multe sunt și gratis. Da, va fi toată. Eu am spus că voi avea un raport, am zis, măcar trimestrial. De câte ori vor fi proiecte serioase în oraș, voi vorbi cu oamenii sau cel puțin online. Măcar să aflați și absolut, părerea, lor, da? Părerea lor. În funcție de care vă veți exprima votul în Consiliul Local. Da, și o să spun și de ce la un anumit vot sau altul, de ce a fost pro sau contra. Mie mi se pare absolut normal să explici, să motivezi decizia pe care ai făcut-o. Adică, da? Da. Am ajuns la finalul emisiunii. Dacă, nu știu, aveți un mesaj de transmis celor care au semnat deja, pentru că în momentul în care dumneavoastră v-ați depus, apropo, cum a fost cu strângerea de semnători? Pentru candidatură, vă așteptați să le strângeți atât? Câte semnătorii ați? Am strâns 370, dintre care au fost acceptate 349. Celelalte au fost mici chestii, că nu se acceptă nimic, nici măcar o liniuță sau, eu știu, o scăpare la un... Exact, am avut o foaie de exemplu de 10 semnături, că dacă una e invalidă, se invalidează toată foaia. Din 10 am avut doar... cineva a uitat să-și treacă seria de buletin. Da, am înțeles. Am înțeles. Și asta e. Am strâns mai multe decât mă așteptam, puțin mai repede, iar implicarea oamenilor a fost excepțională. Am făcut și un mesaj și le mulțumesc pe calea aceasta și i-am sunat și în particular și o să-i le mulțumesc continuare. Au zis că vor rămâne alături de mine și sper asta. Sunt toți oamenii care ne-au susținut în toate acțiunile din ultimii 5 ani. În principiu, patternul așa este, modelul matematic spune că cei care te ajută înainte te ajută și în continuare, cât timp nu dezamăgești. N-am de gând să dezamăgesc. Standardele mele de calitate în chestiile astea sunt destul de ridicate, sper să nu le scad. Mesajul e simplu. Eu nu promit nimic, că nu sunt politician, după cum spuneam. Sunt câteva proiecte în care deja sunt implicat și care trebuie musai duse la bun sfârșit, cele menționate. Digitalizarea primăriei nu o pot face singur, este musai, este un lucru total și foarte serios și deloc ușor de echipă. Deci pot să merg eu mâini dacă nu se va vrea, nu se va face sau se va face într-un mod foarte banal și aiurea. Și targetul este, repet, eficientizarea tuturor din cadrul administrativ. Și oamenii care sunt profesioniști acolo știu despre ce vorbesc. Simplu. Și ei să plâng de multe ori că pierd foarte mult timp cu plimbarea hârtiilor, cu una cu alta. Gândiți-vă timpul care l-ar elibera printr-un proces mai normal și mai decent, ce ar putea să facă. Dar ar putea să facă, nu știu, să lucreze pe proiectele europene, de exemplu. Unde altă poveste, altă muncă. Corect. De exemplu, groapa asta de care vă spuneam, noi am făcut niște săpături, am căutat și am încercat să tragem fonduri europene pe ONG să o ecologizăm. Ei bine, nu avem voie. Doar autoritățile. Doar autoritățile. Da, autoritățile locale, județene, ar putea să atragă chestia asta. Exact, e complicat. Deși dacă am vrut noi să ne luăm rolul ăsta, nu se poate din punct de vedere legal procedurilor. Și atunci, evident că te duci către autoritate, spune că nu are oameni, că nu are timp sau durează mult prea mult din același motiv. Și dacă facem rost de timp, nu înțeleg ce e rău în asta. E greu cu eficiența în instituțiile. Dar uite, oameni ca dumneavoastră, prin schimbarea mentalității, cred că avem cu toții de câștigat.
Domnule Ionuță, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc succes și poate, nu știu, peste o lună și jumătate vom avea răspunsul la întrebarea a ieșit sau n-a ieșit activistul de mediu de la Băicoi, consilier local. Bine, mulțumesc, vă mulțumesc frumos. Cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune. O zi bună.